Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș anunță pentru perioada 17-19 mai cea de-a 31-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești Flor de Mai. Concursul va avea loc în sala de spectacole Barbu Știrbe, iar gala laureaților va avea loc pe scena amplasată pe esplanada din fața Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. Programul festivalului arată astfel. 17 mai începând cu ora 19, în deschiderea serii vor cânta Andrei Bănuță și Antonella Dima, după care va urma concursul pentru participanții la festival. De la ora 21 și 15 minute în recital va fi Mirabela Dauer, la ora 22 Ionuț Dulgeriu, iar de la 22 și 30 de minute în recital Randy Live Band. Pe 18 mai, în deschiderea serii la ora 19, cântă Dora Gaetanovi și Cosmin Andrian după care va urma concursul participanților la festival. De la ora 21 15 minute, în recital vor fi Gabriel Dorobanțu, Liviu Teodorescu. 19 mai, seara de gală, în deschidere va cânta Adriana Gavrilă. Iar de la 19 30 va avea loc festivitatea de decernare a premiilor. De la ora 21 în recital va fi Adrian Enache, iar de la ora 21 40 de minute, în recital va fi. Trupa Vank. Juriul festivalului este format din specialiști și personalități consacrate ale muzicii ușoare românești. Compozitorul Viorel Gavrilă, profesor universitar dr. Daniela Vidcu, decanul Facultății de Arte de la Universitatea Ovidius din Constanța, interpreta de muzică ușoară. Ileana Șipoteanu, actorul Liviu Manolache și jurnalistul Bogdan Dragomir. Prezentatorul festivalului este Ionut Dulgheriu, asistent universitar la Facultatea de Arte la Universitatea Ovidius Constanța. Potrivit organizatorilor festivalului, intrarea este liberă.